CFR Infrastructura a anunțat un plan de modernizare a gării de nord, iar potrivit anunțului oficial ar urma să se pună accentul pe inovație și confort. Printre modificările pe care gara le-ar putea suferi se numără instalarea de ventilatoare în toalete și răcitoare în sălile de așteptare pentru perioada verii, dar și multe altele. Cu mai multe detalii despre planurile de modernizare ale CFR vine jurnalistul B1TV Ștefan Edveș, este realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bună dimineața, Ștefan, îți mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața. Ștefan, cum vezi tu modernizarea gării de nord? Știu că se vorbește de foarte mulți ani despre acest proiect, inclusiv primarul sectorului 1, Clotilde Armand, lua în calcul să facă un parc în fața gării de nord, să suspende traficul acolo. Cum arată acum aceste planuri și dacă vor deveni realitate? Eu mă mir că în campania electorală a vreunui primar de capitală sau de sector nu apare gara de nord. Stai puțin că încă nu au lansat programele de campanie. Sunt convins că din nou apare gara de nord și o să vedem cumva, Alex, gara de nord transformată într-o farfurie zburătoare. Dar să revenim, să coborâm cu picioarele pe pământ. Gara de nord arată precum un WC-ul public, știi foarte bine în acest moment. Păcat că nu putem transmite la televizor și mirosul din gara de nord. Indiferent că te duci în sala de așteptare, indiferent că te duci la toaletă, indiferent în ce loc te duce, efectiv în gara de nord miroase urât. În gara de nord plouă. În gara de nord ultimul peron modernizat, înălțat, cum am spus noi, în 2003-2004, adică primele trei peroane din cele 14, au fost înălțate, modernizate acum 20 de ani, ca să știi. E, în contextul în care în această gară, uitată de lume, uitată de fiecare ministru al transporturilor, de la Mitrea încoace, sunt vreo 18 sau 19 miniștri ai transporturilor, care au tot spus că modernizează gara. Alex, miniștri, primari, ce ori mai fi ei. Îți dai seama că în continuare în acest an vom vedea N proiecte și planuri cu modernizarea gării. Este bine că se montează aceste sisteme în sălile de așteptare sau că se schimbă scaunele sau probabil că mai schimbă niște faianță sau niște gresie. Dar în contextul actual, dacă tu termini jurnalul și pleci la Brașov și trenul garează la linia 6 sau 7 și poate că ești cu o persoană care are o dizabilitate, o problemă, adică nu poate urca în tren decât cu un ajutor, știi? Adică tu trebuie să ajuți persoana aceea sau noi trebuie să ajutăm acea persoană să urce în tren. E, gara de nord, CFR Infrastructură, nu deține un peron în zona liniei 6 sau 7, în așa fel încât acea persoană care are o dizabilitate să poată urca în tren. Cam așa stă treaba în gara de nord în România anului 2024. Dacă știm suma pe care este estimată pentru această investiție, pentru modernizarea gării de nord? Dacă ne referim la toată gara de nord, dacă ne referim la schimbarea fății, dacă ne referim la schimbarea în totalitate a tot ce înseamnă modernizarea gării de nord, se vorbea de 200 sau 300 de milioane de euro, dacă nu mă înșel. În contextul de față sunt câteva milioane investite din bugetul CFR Infrastructură, numai că bugetul CFR Infrastructură nu permite investiții de mai mult de câteva milioane în contextul actual. Și modernizarea gării de nord sau gării Basarab și crearea acelor locuri pietonale sau parcuri despre care ai punctat la început, bugetele și banii ar veni din împrumuturi sau din finanțări poste, PT, pentru că acum avem un nou program de transport, dar din ce știu, gara de nord nu este inclusă. Poate că ne spune CFR Infrastructură, acolo e greu să aflăm detalii de la domnul Simu, care conduce CFR Infrastructură de vreo 2 ani și jumătate, n-a dat niciun interviu niciodată, nici nu-i ziarist, nici nu-i post TV. În contextul actual, eu sunt convins că peste 4 ani
ne vom auzi din nou la telefon și la fel vom vorbi despre Gara de Nord. O rușine națională legată de tot ce înseamnă transport și infrastructură. Mulțumesc, Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre la B1 TV, despre modernizarea Gării de Nord. O rușine națională o numește Ștefan Edveș, acolo unde sunt prevăzute, iată, investiții de peste 300 de milioane de euro, bani însă pe care deocamdată statul român nu-i are. Vom vedea de unde va fi posibilă această investiție și dacă se va concretiza vreodată, pentru că la promisiuni știm deja, suntem campioni, mergem mai departe.